numesc Roxana Daniela Apostol, sunt profesor la Liceul Teoretic Horia Hulubei Măgurele din județul Ilfov și am avut o oportunitate extraordinară în a participa în calitate de profesor coordonator în proiectul promovat la noi în școală, care a purtat sigla IDEE, un proiect prin fonduri, derulat prin fonduri europene. Am înființat aici la școală, cu elevii pe care noi îi îndrumăm și învățăm, de clasa 11-a, am înființat o firmă de turism și una de editură, a căror denumire este Tur HH și respectiv Edit HH. Pentru că elevii sunt suficient de mari ca să înțeleagă că e nevoie să se implice în astfel de proiecte, dar nu destul de maturi ca să o facă singuri, ne-am străduit să-i coordonăm cât mai bine cu putință și pentru noi a fost o experiență inedită această coordonare, deci n-am mai făcut-o și ne-am străduit ca produsele muncii lor și al noastră să fie de o calitate acceptabilă, astfel încât să ne dea curaj să continuăm în astfel de proiecte, în cel de față și în altele care pot să apară la noi în școală. Dacă nu începem să urnim ceva în conștiințele acestor copii, în modul în care privesc ei realitatea, în modul în care vor dori să se integreze pe piața muncii, pentru că ăsta e cel mai mare beneficiu pe care și-l propune acest proiect, și anume facilitarea integrărilor pe piața muncii. Dacă nu începem să le abordăm și să le realizăm la modul cel mai serios, va fi din ce în ce mai greu să pătrundem realmente în mentalitatea europeană. Și atunci e bine ca aceste proiecte să vină în sprijinul elevilor care doresc să învețe ceva, să dobândească abilitatea de a completa documente, de a elabora un document, de a face o muncă în echipă. Este greu, dar este absolut necesar să mergem mai departe pe această linie.